Am văzut că Andra a avut din nou cod de reducere la editura de PH și o urmăresc pe Andra Udea pe Instagram, dacă nu o urmăriți. Postează din viața ei de mămică, eu o urmăresc de foarte mult timp, băiețelul ei este mai mare decât Mati cu un an și o urmăresc de când era băiețelul ei foarte, foarte mic, n-avea niciun an și acum mi-a dat, mi dat, un cod de reducere de 15 la asta, nu știu cât a fost și am mai comandat niște cărți din astea de nivelul 1 și nivelul 2 de citit. Aventurile pisoiului Pufi, Pufi. sunt tot din alea cu text așa, ia uitați, și cu imagini. Foarte ușor de citit sunt astea. La sfârșit arată fiecare imagine ce cuvânt ar trebui să fie. Și deci asta e cu pisoiașul Pufi și parcă mai arată încă una pentru nivelul ăsta, nu. Deci asta e 5-6, nivelul 1, cel mai ușor. Și pentru 6-7 ani am luat două povești din pădure și povești cu dragoni. Și asta cu detectiv. Nu știu exact dacă mai am, am una cu detectiv, dar nu știu dacă e asta sau una de la Lidl. Imediat o să mă uit să văd, sper să nu fi dublat. Și am luat și pentru următorul nivel 7-8 ani. foarte curioasă să vă pasă. Imediat o să le desigilez. Deci, chiar pentru 5-6 ani v-am arătat-o cum e în interior, cea de 6-7 ani arată așa. Nu mai au cuvinte, nu mai au imaginile alea în cuvinte, dar au text scurt și cu imagini, tot la fel un scris mare. Și ușor de citit. Și pentru 7-8 ani ar trebui să fie mai complicat. Da la 7-8 ani, că de le-am și luat, au întrebări din text. Asta e ceva mai complexă pentru Mati. De ce se joacă Iris? Gândește la un cuvânt care are legătură cu numele jocului și spune ce poartă prințesele pe cap. Indiciu începe cu literele cor. Scrie răspunsul în rebusul de la pagina 60, numărul 1. Ia să vedem ce rebus au aici. Deci cât de tare asta. Da, ia uitați și la sfârșit au un rebus cu toate cuvintele astea. Foarte tare. Deci periodic au așa, citești probabil un uh, capitol, ceva. Ce fel de cheie. Da, da. asta mai târziu, dar le-am luat că tot le-am găsit acum. Nu le găse... nu au stoc mereu la ele, că astea ar fi mai multe. Unde? Parcă aici la sfârșit am văzut toate colecția. Dar nu, nu, le au -ă, nu le au disponibile. Astea cu Paula nu i le-am luat. Matea astea erau disponibile, dar nu le-am luat că sunt de fetiță și nu, nu am vrut să -i le iau. Da. Astea de 5-6 ani o să le citim acum și 6-7 ani. si astea de 6-7 ani le poate citi lejer pentru că sunt puține fraze pe, pe pagină, în momentul în care vede o pagină așa plină cu foarte, foarte multe chestii, uh, zice că e greu și parcă îi, îi vine și mai greu să citească. Dacă vede așa textul mai mare și mai puțin scris, nu mai decât merge, merge treaba. Dar pentru început v-am spus, dacă copilașii voștri sunt micuți de vârsta lui și acum învață să citească, astea sunt ideale. Se citesc foarte ușor. Mai am încă una cu dinozauri, dinozauri parcă tot de 5-6 ani. Și da, pe toate astea am dat 80 de lei cu tot cu transport. Dacă luai de 150 de lei parcă aveai transport gratuit și am dat 82 de lei cu codul de reducere. Și au fost vreo 17 lei sau 18 lei numai transportul. Deci ele au fost sub 70 de lei, merită. 5 carticele, da. Să avem ce face acum în vacanță. Și dacă tot sunt la capitolul cărticele, astea sunt de la McDonald's. Dacă mergeți la McDonald's și nu vreți jucăria care e în săptămâna respectivă sau nu știu, vreți să luați două Happy Meal-uri copilului și să nu luați aceeași jucărie, puteți cere cărticele. Au în permanență cărticele chiar dacă nu sunt acolo expuse. Înainte erau astea așa cu cartonate, tot la fel, cu text destul de mic, zic eu. Adică pot fi citite și de copilași mici. Deci erau înainte astea cartonate, cam și... Am și dubluri din ele. așa, cu gemenii ăștia, gemenii tri top. așa, și acum au așa, little people, big dreams, pot fi campionul schimbării, ce uitați, un text mic cu imagini și fiecare are câte un, un subiect diferit pot fi astronaut. Asta am luat-o ultima dată, ieri, când am fost la McDonald's. Pot fi campion al sportului, campionul schimbării, mai am și dubluri. Pot fi campionul schimbării, mai multe, o legenda a sportului. Pot fi un om de știință curios. Ce uitați. Și vorbesc aici despre, uitați, despre Marie Curie, Da, chiar mi se par foarte tare asta, dacă um, și voi mergeți la McDonald's destul de des ca și noi și nu vreți jucării, le puteți să cereți cărticele. Eu eram cerut și mi-au adus-o din spate și știu că în permanență au și cărticele. Am mai multe, dar nu le mai am acum la îndemână. Um, dacă vreți din astea, din dubluri, puteți să-mi scrieți că pot să vă trimit. Am aici dublură, am aici, astea pot să vi le dau oricând. căutați câte am dubluri. Am fost până în Kaufland, nu am luat multe lucruri, dar am cheltuit 150 de lei <laughs> și hai să vă arăt pe ce. Am luat o rolă de hârtie de la Onda, nu știu, 90 de metri pe care. Mi s-a părut că se aseamănă cu cea de la Lidl, de-o folosesc eu. Am uitat să iau ieri din Lidl hârtie de bucătărie și azi n-am mai intrat doar pentru asta. Și am luat și așa de la Regina, două role. Astea sunt mai groase și am zis să le am în caz că am nevoie să le pun când scos cartofii prăjiți să absorbă grăsimea sau ceva și să le folosesc pe astea. Regina, două role, nu știu, n-am mai folosit. Erau la promoție, de le-am și luat pe alea. Toate dulciurile cu tematică din asta de paște, de tot ce înseamnă asta, erau reduse 30%. Și am zis să mai iau și o cozonăcel celine, să pască, cu portocale și cremă de lapte. Eu am mai mâncat asta cu portocalele astea confiate și e foarte bună. Am luat și ieri pe aceea din Carrefour cu lămâi, așa că de Paște nu mai fac dulciuri, clar că avem. Acum nu știu, dacă o tăiem acum până în Paște, o tăiem după Paște, o tăiem la Paște, nu știu. Noi nu ținem toate să le mâncăm în ziua de Paște, mai mâncăm și înainte, mâncăm și după. 600 de grame are. 7 up avea pres foarte bun la Kaufland, la 2 litri și am mai luat o sticlă să o avem. Am luat și un cașcaval hohla în care să fac niște cartofi și brocoli gratinați și am zis să pun și niște cașcaval în, în ei, 250 de grame. L-am luat că era destul de ieftin. Hohlandul de obicei e de la 15 lei în sus, acum era în jur de 10 lei. Așa, Mati și-a luat o bombonică din asta moale, așa gengeleu pe băț, o Bă, ușor, o așa cu puișor, care este din nou, și ăsta a avut 30% reducere. Um a văzut jocul ăsta în ultima perioadă, e disperat cu Monopoly, ne-a zăpăcit cu Monopoly, ne și jucăm zilnic Monopoly și a văzut Monopoly Travel World Tour. Vă uh, ok, cu ceva cu ștampiluță, am vorbit cu el, am spus dacă vrea să l sunăm pe iepuraș, să ne trimită banii pe car, să-l plătim noi și așa că iepurașul i-a trimis banii și și-a cumpărat ăsta. Am scăpat. Avem aici două gogoși. Aia roz deschis este cu cheesecake, așa și cu umplutură și cu zmeură foarte gustoasă și asta cu roz, nu știu exact dacă are și umplutură, dar aia cu roz deschis cu alb de acolo de jos, am mai încercat-o și este super gustoasă. Și ne-am luat și două, astea două gogoși. Și pe asta am cheltuit 150 de lei. Ne-a ajuns și jocul de Monopoly ca Mario Kart din Polonia pe care l-am comandat de pe Vinted. Deci l-am luat cu 50 de lei de pe Vinted și am mai plătit aproape 20 de lei transportul și taxa aceea care se oprește, ați văzut, dacă ați cumpărat vreodată de pe Vinted, pe lângă preț și transport, mai e o taxă care o opresc ei de garanția, nu știu ce. Și e super tare. Astea sunt figurinele, nu avem pălărie nebunii la toate astea de monopoli. Aici avem cu Mario Kart cu mașinuțele și ta asta e gen uh, acela cu Mario de la VM Asta se aseamănă și am încercat acum să văd uh, cum aș putea să le traduc dar dacă le scanez cu Google și dau direct Translate le traduce automat și e super tare asta deci nu mai trebuie să mai stau eu să le scriu că o să folosim telefonul când ne jucăm și apoi pe parcurs o să învățăm fiecare ce face dar îmi place atât de mult îmi place mie mai mult decât deci încântată eu decât Mati stau la fel ca asta de la și chiar e într-o stare foarte, foarte bună. Nu știu, deci lumea vă că păstrează lucrurile. Are și astea pe care au fost puse cartonașele. Și astea, astea sunt mare ca la celălalt, v-am spus. Și asta ce face la toate. Și mă bucur că merge să scanez textul și mi-l traduce direct Google-ul și nu mai stau să le caut ca să le scriu eu de mână, să le avem undeva scrise. Acum cred că avem șase jocuri de Monopoly și cu ăsta pe care l a luat e purașul. O să ne umplem de Monopoly. Mati vrea să vă arate colecția lui de Monopoly. Haide, mi arată Bine. Acesta e Monopoly normal, acesta e Monopoly care este cumva verde. Și... Da, un viitor mai prietenos. Da. Și acesta e un Monopoly care este cu caratere diferite. Și cum se numește asta? Um, Monopoly Cheater's Edition. Cheater's Edition. Și acesta e Monopoly Travel World Tall. Așa și e. Și acesta e Super Mario Monopoly Gamer. Și acesta e tot Monopoly Gamer, dar este cu Super Mario Kart. Da. Asta ne-a ajuns acum din Polonia. Asta l-am luat data trecută, ăsta l-a cumpărat iepurașul, da? Da. I-a trimis iepurașul banii pe card, da? Mai devreme. Și pe asta l-am luat tot de pe, de pe Vintit, la noi din România, de la cineva. Și-am mai văzut câteva Monopolia, în spatele mai găsesc pe, pe Vintit, că erau din Polonia. Am zis că nu mai comand din astea, că sunt greu de tradus. Dar sunt interesante, Da. Și ca e mini, mini colecția de Monopoly. Sper să se facă un dezvoltator imobiliar ceva în viitor, să trăiască și mama lui bine pe lângă el. Am fost plecată cu Mati. Am plecat când să mă opresc până la Casa Rusu și apoi să mergem și până la Jumbo, dar n-am mai ajuns în Jumbo. La Casa Rusu mai mi-am luat un corp de mobilier la mobilierul de bucătărie. Nu mai aveau nimic disponibil, mai aveau o cameră de copii, dacă aveți copila și vreți să schimbați un dormitor complet, cu birou, cu um, corpuri din asta cum la mea pasă alb de la Ikea, Calax-ul ăsta alb, dar erau cu șase cuburi din alea, birou, unul din ăla înalt, încă unul de colț, nu știu, foarte multe, erau 750 de lei, chiar și un cuier și încă niște etajere, chiar era imens și încă unul un pic mai mare la 800 și ceva de lei dar merita, adică era dormitorul complet. Aș fi vrut un corp din la un soldat pe care să-l pun, să-l păstrez chiar aici, să-i las hainele de muncă ale soțului, dar nu dădea decât complet, nu o dădea din el. Și nu n am avut ce să găsesc altceva, că nu mai erau disponibile. Au spus că pe 1 iunie se vor închide complet, că i-au anunțat oficial. N-am nimerit-o nici pe doamna pe care n-am tot nimerit-o eu la muncă, nu știu, am calculat eu greșit turele, și că ele lucrează două cu două, și știam că a fost duminică, luni, liberă, marți, miercuri, a fi trebuit să fi la muncă dacă cred că au fi schimbaturile sau nu am calculat ce bine e când a fost data trecută, când ne-a spus, știu că ne spusese că e luni, nu știu cum ne spusese, weekendul trecut a fost liberă și m-am zis eu, dacă a fost weekendul trecut liberă, nu știu, în fine, noi am calculat bine turele și nu era și era o doamnă foarte, foarte grețoasă, o deranjea așa că trebai ceva, și mi-am luat un corp totuși la bucătărie. Eu când mi-am făcut primat, fost, mi-am ales bucătăria, mi-am ales de 2,60 m mi-a spus soțul să o aleg ca să nu depășesc acolo. Mi-am ales corpurile de jos, unul doar cu, cu 3 trei sertare mari, încă două care au și sertar sus cu ușițe și cu sertar sus, că am vrut și sertare. Nu am vrut din alea foarte micuțe, am luat unul cu trei sertare mai mari, în care să pun una alta și la încă două corpuri, sau la un corp mai mi-am luat sertar sus pentru tacămuri. În fine, mi-am ales cum am vrut eu mobila. După care m-am stat și m-am gândit, voiam să facem unde treasă, unde o să fie centrală, dar momentan n-am mutat-o în spate și sunt decât sevile toate cele trase acolo. Uh, voiam să facem pe comandă un corp și când am văzut cât costă am prins pas, am mers și am mai am luat un corp. Este un corp de frigider, din la de frigiderul de îl încorporezi uh, și e perfect, că în spate este, nu are nimic în partea din spate a dulapului, este gol și tocmai bine că așa și trebuie să-mi fie mie gol ca să-mi acopere rețevile alea practic. Ăla o să fie închis, nu o să folosesc așa de cât de decor. Și nu mi-am luat corp pentru hotă, eu atunci nu m-am gândit. Eu o să folosesc aragazul și aragazul o să fie fix în terminarea mobilă și nu mi-am luat corp care să mascheze și hot atunci. Eu acum, neavând corp la hotă, nu mi-am dat seama atunci pe moment... Și azi am întrebat-o pe doamnă, dacă are, să uita așa și zic, uitați, am mai luat mobil așa, culoarea și noroc că a început să mă servească tipa de la casă și apoi a venit cineva și m-a rugat -o să mă ajute și mi-am găsit corp pentru hotă și pe culoarea pe care am luat-o și pe dimensiune pe 90 de centimetri. Uh, și inițial mi a zis 370 de lei. Mi s-a părut destul de scump pentru că eu pe corpul acela pentru frigider am luat 250 cine vei sta mai scump ca un corp din ăla de zis, asta e, asta, prețurile l n-a fost o să-l întreb dacă cota e de dimensiunile astea standard care o avem, ca zis, că să nu mai schimbăm cota momentan. Dacă funcționează, nu o să o schimb, vă dați seama, e curată, funcțională, când o ceda, o să o schimb, dar momentan nu o să o schimb. Și ce da, ia-o, dacă ai până la tine, plătește-o, că nu am să-ți trimit pe car, că de câte ori am fost acolo, l-am sunat și mi-a tot trimis el pe car, dar acum avea decât cash și începe, dacă nu vin la mine, el lucrează la vreo 2-3 km de magazin am zis, asta e 380, o plătesc. Și când merg la casă, de fapt am plătit 99 de lei pe, pe, corpul asta vreau să vă spun, un corp de hot am plătit 99 de lei pe... nu... nu. Da, 98 de lei și 53 de bani. uitam în 80 și ceva. Chiar, da, un preț extrem de bun. Oricum, toată bucătăria mi am luat-o la un preț foarte bun. Cred că a venit vreo 2000 de lei, că am zis că nu zic, da, zic până la urmă completă. Fără mască de chiuvetă, nu, fără chiuveta cu bateria. Chiuveta cu bateria am luat 1100 de lei, le-am luat de la Franche din Horba, e din aia dublă, din nu știu cum se numește, compozit, din aia crema așa, din uh, granit, din compozit, nu știu exact care e denumirea materialului uh, și nu am luat încă blatul. presupun că o să mai costește la vreo 1000 ceva de lei, dar blatul vreau să-l iau separat că vreau să-mi fac în continuare la bucătărie ca un el, așa din, uh, din rigip să vină cu, cu totul și acela vreau să le iau culoarea al, mobila mobil al blucio și ăla o să fie un, o culoare a lemnului, un natur, ca să meargă în combinație cum am văzut la Ikea și terminăm cu, cu bucătăria. Deci o să ducă 5.000 și ceva în total mobila de bucătărie cu, cuveta. cu chiuvetă. Ce cauți, mami? După o face că... Păi, pe la, de, la mami în cameră. Ce vrei să mai tai? Da, deci 5000 de lei mi se pare un preț mare, mai ales că mi-am ales-o eu cum am vrut eu și am luat și corpul acela anal și am luat și cuveta pe care mi-am dorit-o eu cu baterie cu tot. Chiar mi se pare un preț foarte bun. Găsisem și la prețuri mult mai mici, bineînțeles, cu tot cu blat inclus, dar aveau alte dimensiuni, nu era atât de mare, deci asta acum complet cu și cu asta de. Cu încă 63,60 ,60 m are acum bucătăria. 260 cu, da, fix 3,60 m. Și da, abia aștept să ajungăm. Uh, Mi-a spus doamna de la casă că au tocmai ce le-a ajuns camionul cu. Este plin, de fapt a ajuns un camion plin cu mobilă la uh, sediu din Vitan și nu poate să-l descarce pentru că au depozitul plin și tot sună, oamenii tot facturează pe Pandoroland să vină să-și ridice mobila care au fost să-și ridice. Și mi-am zis, zis, dacă am vreo să o până în Paște, azi că nu cred, dar oricum n-am ce să fac cu ea înainte de Paște, că nu e glătuit peretele. Dar mi-a spus că până la 1 iunie, clar, se va libera toată marfa, pentru că la 1 iunie se vor închide toate magazinele oficiale din toată țara. Da, oricum, ăsta de la Colentina era degeaba că nu mai aveau mai nimic disponibil, da, nu știu de ce mi-a spus tipa prima dată 380, probabil să uita să ia la ceva și lăsase ceva acolo pus. Că eu când am ajuns la casă, pregătise în 380 și mi-a spus asta 99 de lei. da, carcasa era 262 fără TVA și frontul acela lucios 136 fără TVA. Deci ele veneau vreo 400 de lei fără TVA nu știu ce discounturi, ce combinații, ce de-astea că am plătit, așa a fost și mobila, era undeva peste 5.000 50 de lei și am plătit pe ea mai puțin, sub 2.000 prima dată, apoi am mai fost la mai luat corpul acela, soldat și acum am luat și asta și sper să reușesc să-mi bag tot ce am nevoie în ea și să nu le mai am înghesuite. O să păstrez și corpul acesta soldat pe care l-am eu acum de la Ikea, Asta îl voi pune separat de mobilă pe partea o să pun mobilă, pe partea o să pun frigiderul și asta o să-l pun lângă frigider. Aș vrea să-mi bag în el tot ce înseamnă electrocaznice, din de fructe, blender, oala de la Tefal, sandwich maker, aparatul de waffles, toate chestiile astea pe care le-am și le-am așa prin dulapuri băgate. Mixerul, am de fapt două mixere, unul vertical și unul normal cu bol să le am acolo, de sus, și până jos să știu că sunt doar electrocasnice, și când am nevoie de ceva să desfac și să, să le găsesc acolo. Și vă las că iar vorbesc prea mult. Da, asta, eram fericită că mi-am găsit corp pentru hotă și la un preț atât de mic. Casarul. Sper să trăiască magazinul casarusul. Sper să fie ok. Eu le-am văzut în magazin în mobilierul este destul de gros, rezistent, noi din la foarte subțire, comparativ cu cel din Dedeman, este mult mai calitativ, corpurile, tot ce înseamnă, mult mai ok. Acum nu știu exact cum se comportă, știți cum e, poți să ai ghinionul să fie, să ți se rupă ușă repede, poți să ai ghinionul să nu ți se rupă. Eu mobila de -o am aici în bucătărie, o am de la practică, am dat 300 și de lei pe ea, că tot la fel se închidea magazinul, eu am luat și o, o, din asta mică pentru că aici nu aveam suprafață foarte mare să pun pe peretele cu mobila. Ulterior, mai am luat eu alte corpuri, dar mobila asta are în. facem 7 ani, are 8 ani. Noi ne-am mutat aici în casă înainte să rămânem însărcinată cu Mati cu câteva luni. Ne-am ne mutat în mai și în, în octombrie în noiembrie am rămas însărcinată cu el, deci următorul an l-am născut. Deci, tot timpul când mă gândesc de cât timp stăm aici, mă gândesc cu un an înainte să fi născut Mati. În 2016 ne-am mutat noi aici, în mai 2016. Facem acum 8 ani de când stăm aici. Și atunci mi-am luat mobila asta și este în stare foarte bună în continuare. Nu s au umflat pe partea de jos de lângă de deși mai sare apă pe acolo. Nu, rafturile sunt toate întregi și dulapurile. Da. Prețul a fost un mic, dar și-a făcut treaba. Și vă las ca să mă apuc să fac mâncare, că e ora 3... 4 și 5 chiar și trebuie să apară soțul la 5 să-i dau ceva să mănânce. Că Am cheltuit bănuții azi și să măcar să să îi oferi ceva pe, pe, masă să nu... Bine, nu-i probleme. Uitați ce frumoase sunt înghiuțele mele, doamne. Da. Sper să mă prindă și pe mine paștele cu înghiuțele întregi. Sper să nu se mai rupă tura aceasta. Nu m-am omorât cu curățenia, cine știe ce curățenie de paște, pentru că dacă o să ne... o să cot mare parte din chestii de pe aici și o să ne mutăm automat trebuie să zugrăvesc aici absolut peste tot, că mai a fost mobila lipită de perete, pe aici în jurul mesei o să rămână altfel, o să... Na, trebuie să las pereții curați, după ce zugrăvim acolo, tot, toată vopseaua care rămâne, oricum o să mai iau și altă vopsea, o să trească să zugrăvesc aici toate camerele. Așa că aici nu mă stresez cu o curățenie de asta de Paște, pe, adică pe partea asta de zugrăvit, că eu tot timpul zugrăveam primăvara. Uh, și, na, curățenia de zi cu zi, aragaz, mobilă, faianță, asta oricum le fac la săptămână, așa că nu e ceva ce aș face wow ca să-mi rup unghiile. Sper să-mi rezistă tura aceasta. Dacă am zis dacă nu-mi nu rezistă, nu mai îmi pun unghii cu, cu gel, renunț. Uh, nu renunț din cauza fetei, nu vreau să înțelegă greșit, renunț din cauza că decât să stau o săptămână cu unghiile mari și apoi 3 săptămâni cu unghiile rupte, Uh, mai bine renunț și nici nu îmi permis să mă duc la săptămână să dau 150 de lei pe 130 de lei pe, pe unghii. Așa că dacă nu o să reziste, e clar că eu nu sunt făcută pentru unghii mari și o să renunț. Sau o să-mi fac semi-permanentă la unghia la dimensiune, la mărimea unghiei sau o să văd. Oricum, fără unghii colorate nu mă văd. Eu acasă nu știu să mi le fac, mi-am tăiat eu unghiile la picioare, vai, deci am fost toată plecată și m-a bătut, m-a bătut, am avut unghia crescută și m-a deranjat la Adidas și n-am lăsat ca să primul lucru, m-am descălțat și mi le am tăiat din carne și sunt ciutite acum, am vrut să-mi fac pedicura, dar n-am ce să-mi fac, că sunt unghiile tăiate din carne și ciutite și tăiate strâm, și vai mama lor, așa să mai crească puțin să pot să-mi fac și o pedicura și vă las că iar vorbesc prea mult.